Oameni buni, cu 2-3 ore de muncă și un pic de inteligență, că nu se poate pune problema asta, multă inteligență, am reușit să păcălesc multă, multă, multă presă românească, multă presă internațională de asemenea, mult spre surprinderea mea. Vă arăt exact ce și cum am făcut și ce mai important de ce, ca să nu mă înjurați că fac și eu fake news la fel ca băieții din presă. Dacă ați citit presa în ultimele zile, ați văzut că mulți jucători internaționali sunt aruncați la diverse echipe din România, fără niciun fel de temei, niciun fel de sursă, niciun fel de chestie oficială, doar se folosește clasica sintagmă, surse interne, surse GSP, Fanatic, ProSport, Sport.ro, nu dăm nume că e vorba mai degrabă de toate. Și cel mai important omul care m-a triggeruit pe mine masiv a fost Andre Ayo, ganezul care omul era la AFCON și juca live pe teren și apăreau articole despre el cum că ar fi în curtea lui Dinamo, pe aeroport, acum pune pic supă hârtie și toate cele. Bă, și acolo m-am trigorit rău de tot, pentru că în capul meu nu se putea lega ca capitanul, din ce am înțeles, sau un jucător de la Naționala Ghanei care are sute de meciuri în Premier League și în Liga 1, bă, să nu-l caute nimeni pe pământ, să-și găsească și el un serviciu în afară de Dinamo București, pe ultimul loc din Liga 1 din România. Adică nimeni din Europa de Vest, nici o Turcie, nici o Arabie, nici o China să-l plătească mai bine, nimeni între, bă, noi eram ultimii. Tot respectul pentru Dinamo, e vorba strict de faptul că în România valoarea e atât de apropiată încât după mine un jucător poate să joace și la Dinamo, și la Hermannstadt, și la FCSB, să nu fie mari diferență. Dar asta a fost motiv. Hai să ne întoarcem un pic la treaba noastră. Am citit articolul ăla, cu articolele alea, zicerea alea de articole cu Andrei la Dinamo, spam peste tot, peste tot, și am zis, bă, hai să vedem până unde merge treaba, de unde, cum verifică ei sursele astea, hai să-i testăm un pic, să ne jucăm, să vedem care este treaba, de ce se întâmplă asta și, mai important, dacă există vreo urmare a acțiunilor ăstora care mi se par un pic jignitoare la adresa publicului, la adresa mea, la adresa voastră, că consumăm presa asta, că doar pe asta o avem, și ne aruncă toate lăturile, ca să zic așa. Bun, și hai să vă zic ce am făcut. Am pus la cale un plan că trebuie cumva, domnule, să dau o știre, o sursă care să fie preluată de toată presa din România despre un transfer al unui jucător străin în România, un nume. Și ce am făcut? Ca tot omul, am intrat pe Transfer Market, am căutat jucătorii liberi de contract și am văzut. Primul de sus era cine altul decât David De Gea. Mi se părea că merge perfect în ideea că vine la Rapid, că Rapidul abia l-a dat pe Horaciu la Atletico Madrid, dar nevoie de portar, David De Gea. Dar o voce, și doamne ajută că m-am luat după aia, m-am luat o voce mi-a zis că, bă, mai bine stau deoparte de ăsta, că dacă mâine poi mâine ia Rapidul vreun portar, o să pară că sunt ultimul lache, că n-avea cum, plus că e David De Gea, anul trecut juca cu Ronaldo și acum să joace la Dinamo, la Rapid, nu prea se pupa. Am zis, ok, nu ne grăbim, mai scrollăm. Am văzut câteva nume interesante, Diego Costa, dar la fel, un pic prea mare ca nume și poate prea recent în mintea oamenilor ca să meargă. M-am adus acum, am gândit că nu-l știe nici naiba, nici din presă, nici din publică, cine se uita la Liverpool în anii aia, glumesc. Bă, și vorbeam cu un tovară și spuneam de planul meu și mi-arată el numele numelor. Hesse, domnule, Jesse, cum vreți voi să-i spunem, hai să spunem Hesse ca să fim corecți. Hesse, fostul jucător de la Real Madrid, PSG, mama, tata, Las Palmas, Ankara Gucu, unde acum joacă Moruțan, bă, superb nume. Fost câștigător Champions League, tot ce vrei tu, știe tot pământul, scandaluri cu nevasta, tot, era perfect. M-am pus pe Hesse. Asta am zis, ok, mâine mă pun pe treabă și așa am făcut. Ziua următoare, după ce m-am gândit cu Hesse, zis, hai să facem și sursa, dar cum naiba să o facem, că dacă postez eu Bolocan, nu o să mă ia nimeni în seamă, că o să le fie frică că e fix o capcană. Vreun jurnalist să-i dau un milion, știam, dar am zis că e prea de tot, că își pune omul chiria pe 30 de ani pe garsonera din Milita Residence la încercare. Bun, m-am pus pe treabă și am zis, trebuie, domnule, să-mi fac un cont de Twitter. Dar înainte să fac un cont de Twitter, am zis, dar cum să fie tweet-ul ca să pună lumea botul? Și așa că l-am studiat pe Fabrizio Romano. Am văzut că el pune emoji-uri cu culorile echipei la care se transferă, cu sigle, cu flash-uri de alea de poliție peste tot. I-am copiat stilul, l-am învățat, mi-am notat pe carnețel ce trebuie să fac. Totul bun. Am învățat stilul și am intrat pe Twitter. Ce era să fac, domnule? Trebuia să-mi aleg o naționalitate străină, trebuia să fiu străin ca să prindă. Englez nu prea mergea, că ce-ar fi știut un englez cine vine la Dinamo, spanioli, nu știu, trebuia să fie oriceva, să inventez un jurnalist care să fie dintr-o țară care să fie greu de verificat dacă e adevărat sau nu. Păi și nu știu, n-aveam nicio idee, sincer, n-aveam nicio idee, dar navigând ca tot omul pe FlashScore am văzut că unde a jucat domnul Hesse cel mai recent, la turcește Ankara Gucu, cred că se citește, unde a jucat Moruțan, sau cred că unde încă joacă Moruțan, mai bine zis. Perfect, jurnalistul meu va fi turc, dar cum să-l cheme? În primul rând trebuie să fie un nume comun, ca atunci când îl scrii pe Google să te spameze Google cu un milion și un milion de rezultate, să nu-ți fie ușor să pui degetul care cum e, să fie greu de verificat sursa, asta voiam. Și mă uit pe lotul lui Ankara ăștia și ce văd? Emre, un, cred că antrenorul Emre, și un fundaș undeva, Cetin.
perfectată. Pe jurnalistul meu îl va chema Emre Cetin. Nume comun, n-ai cum să-l prinzi. După aceea, altă idee, pentru poză, scriu pe Google Images Emre Cetin ca să fie poza unuia real, undeva pe pagina 2 m-am dus ca să fie mai greu de găsit, avea și Twitter omul perfect, deci se putea pierde, greu de verificat sursa, cum au spus și domnii, o să vedeți mai încolo, greu de verificat sursa, domnule, imposibil de verificat. Aveam nume, aveam prenume, aveam naționalitate, aveam poză. Ce mai era important după aia? Trebuia să-mi fac profilul efectiv de Twitter. Trebuia să completez niște informații, bio, site, localitate, data nașterii, niște nebunii. Dar hai să le luăm pe rând. Hai să scriem în bio. În primul rând, cine este acest om Emre Cetin? M-am gândit să fie un jurnalist care lucrează la un ziar, la o publicație online. Și am scris pe Google ca tot omul Best Sites for Football Turkey. Atâta. Pă, simplu, este foarte simplu să păcălești oamenii din România, simplu, rău de tot. Intru pe primul link, adică nu stau să investighez și mă uit în top 5. Văd acolo ceva Transfer Market, TR, Fanatic TR, nu prea se popau. După aia numele celelalte nu le știam și am văzut ăsta. Bein Sport TR. Perfect, e și publicație de renume, o să zic că o să conteze mai încolo. I-am făcut. Așa am scris în bio că este actual colaborator acolo, că mai de mult a lucrat la ceva site de la înscris random pe Google Soccer Site și mi-era pe pagina 6 ceva la fel greu de găsit. Locație, ca tot omul Istanbul și la site am pus evident site-ul Bein Sport TR, că pare mai profi dacă ai un site în bio. Bă, chiar am vrut să-mi cumpăr și bifă, dar era 88 de lei pe lună și când am dat baia așa cu morcovul undeva în partea dorsală, am zis, bă, poate nu, poate nu merge și n-a mers evident să-mi cumpăr bifă, că nu puteam să verific că sunt eu acest Emre Cetin, dar asta e partea a doua. Ce-i contează în continuare, trebuia să-mi fac contul să pară real, că aveam bio, aveam profil, dar nu postasem nimica și deodată să mă apuc eu să dau știri și transferuri. Mă apuc și dau follow la tot ce mi-apărea pe Twitter acolo, site-uri turcești de fotbal, habar n-am, toate echipele, toți antrenorii, toți jucătorii și printre altele unui om care a fost salvarea mea, Emanuel Roșu. Deci este foarte important Emanuel Roșu, el a fost și primul om și singurul om când a publicat tweet-ul, adică foarte important de subliniat că presa din România a crezut un cont care avea un singur follower, el a fost, domnule, primul și singurul meu follower pe Twitter. Foarte important pentru că omul are o oarecare credibilitate, că vezi, doamne, el de 13 ani de zile votează balonul de aur din partea României pe partea de jurnaliști. Nu s-a votat cu Messi, ca idee, dacă vă ajută sau nu să vă faceți o idee despre capacitățile sale, eu nu-mi fac. Mi-a scris și hello în privat, eu i-am răspuns good evening ca să nu bată la ochi, să nu știe pe ce fusorar sunt, dar omul n-a răspuns, cine știe ce am fi putut discuta. După aceea, am făcut niște postări de-astea fake, că ideea era, intri pe profilul omului să vezi ce e cu el, dacă vezi că a postat de 2 ori în ultima oră, ți-e lene să dai scroll și așa, așa. Prima postare ceva cu un jucător fost de la Chelsea care a jucat acum sub Șumudică, după aia niște rișeruri, niște postări în turcă ca să fie greu de înțeles, bă, asta e, am făcut multă gălăgie pe profil ca să fie greu să verifici sursa. Și după aceea m-am pus să redactez postarea mea, am văzut cum face Fabrizio, multe emojiuri irelevante, pui vârsta jucătorului în paranteze, pui steagurile la țările pe unde a mai jucat el, toate cele și am zis, ei, transfer exclusiv și cu Nino, dublu câștigător Champions League, tată, dublu câștigător Champions League, Hesse, 30 de ani, este pe cale să semneze un contract valabil pe 6 luni cu clubul din România, Dinamo Bucarest, și n-am scris cu H, am scris Bucarest, pentru că am mai văzut eu la niște publicații străine când vorbeau de echipe din București, că scriau așa, cu typo-ul ăsta, sau așa o fi în țara lor. Mi s-a părut perfect, era așa, fix cât să nu știi unde să iei tweet-ul. Plus că era și pe 6 luni, adică fix că în ideea că Hesse n-ar fi semnat pe mai mult, că n-ar fi vrut să joace versus Dumbrăvița sau Schellenberg, scuzați Disu, indirect, la anul. 6 luni cât e în Liga 1. Băi, dar trebuia să mai fie ceva, simțeam așa că n-are sare și piper textul ăsta atât simplu. Am văzut că el este liber de contract, de aia l-am și ales, că după ce a plecat la o echipă din Serie B, adică a doua ligă din Brazilia, mi se pare, și am zis, tată, bă, ce mi-a bășit mintea, genial, genial. Jucătorul a fost convins de prietenul său, Gorka Larusea, care joacă acum la Dinamo. Deci, asta m-am gândit eu să scriu și de ce. Amândoi spanioli, amândoi 30 de ani, 2 zile diferență între data lor de naștere, dar ce este foarte funny, n-au nicio alt fel de legătură, n-au jucat la vreo academie împreună, n-au fost la vreun banchet împreună, măcar nu se iau la fală unul pe altul pe Instagram și alte de-astea, nicio legătură, bătat în afară faptul că sunt spanioli și au aceeași vârstă. Dar m-am gândit că le pleagă unul, se grăbește, pare așa pare așa încă un layer de siguranță pentru știrea noastră. Plus că după aia mi-a dat
lumea reply-uri, unii, nu presa sportivă, oameni din comentarii, că presa nimic n-a mirosit, au zis oamenii în comentarii pe la diverse postări, bă, dar la Rusea ăsta nu e în scandal cu Dinamo, că ăștia l-au pus pe lista la LPF să joace în Superliga României, cum naiba să recomandă ăsta tovarășului de o viață Hese de la Real Madrid să vină la Dinamo când el se judecă cu Dinamo? Bă, n-a contat pentru presă, n-au mușcat-o. Și din nou, încă o chestie care mă mândrez mult, m-am gândit, bă, cum să fac să fie mai catchy, mai tare postarea asta. Cine naiba știe cum arată Hese dacă îl ia așa pe stradă? Nimeni. Și am pus, tată, o poză cu Cristiano Ronaldo. Bă, mereu. E rețeta de o practică și jurnalismul românesc. Dacă se transferă orice jucător din România pe undeva, pui o poză cu el când joacă versus FCSB. Și zici, jucătorul român dorit afară. Și chiar dacă este vorba de Andreas Dumitrescu care era la Sepsi, dacă omul vede că e și FCSB pe acolo, dă click, e interesat. Așa am făcut și eu cu Ronaldo. Vezi, am învățat de la expert. Și ăsta era tweet-ul, tată. Ăsta era. Superb. Bă, omuști dacă te gândești doar 5 minute dacă o fi adevărat sau nu, pentru că toate semnele erau clare că ceva pute. Cont făcut în aceeași zi cu tweet-ul ăsta, nu există acest jurnalist, puteai să-ți suni contactele din alte țări sau să faci așa un pic de networking. Bă, dacă stăteai doar 5 minute, o mușcai. Dacă stăteai mai mult, o prindeai. De asta nici nu mă simt vinovat că i-am păcălit, pentru că e o minciună de nota 7.50, nu e de 10 să zici că nimeni n-o prindea. Și mă rog, asta era postarea, după aia zic, bă, dar cum fac eu să ajungă postarea asta la lume? Că nu mă urmăreau decât Emanuel Roșu, ok, hai să ne punem pe treabă. Iau linkul de la postare, îl postez pe Reddit Soccer, îl postez pe Reddit Real Madrid, măcar așa să fie linkul undeva pe internet, bă, și după aia zic, ok, hai că trebuie să o postez și pe profilul meu de Instagram. Am vreo 16.000 de oameni de mă urmăresc și le mulțumesc frumos cu ocazia asta, dar eu nu puteam să postez textul sau să zic, ia uitați ce am găsit, here we go, de astea, nu, pentru că ar fi bătut loc, pentru că eu nu garantez că se întâmplă asta, eu doar am făcut print screen la acel tweet, nici n-am dat like, nici n-am dat follow, nici n-am dat nimic, n-am interacționat cu el și l-am postat pe profilul meu cu o descriere care să grăbească cumva jurnalistul care vede aia, aoleo, se întâmplă asta și n-am apucat, ceva de genul, bă, de ce nu știa nimeni de asta și cum naiba se întâmplă? Jurnalistul când vede asta spune, mamă, am ratat transferul anului, rupeam presa astăzi, ziua de ce astăzi, marți, când filmez eu, era a mea și am ratat oportunitatea, bă, frate, ce se întâmplă? Pus postarea, am pus și la story ceva cu la Rusea că îl recomandă pe Hese la Dinamo, perfect, era deja în aer. Mă liniștez din adrenalina situației, bă, așa, stau și eu frumos, îmi beau un pahar de Pepsi Max, cum v-am zis, mă întorc la ale mele, probleme de zi cu zi, dus gunoiul, închis geamul, toate astea. Bă, 10 minute au trecut, bă, hai, poate nu 10, să exagerez, bă, dar nu trecuseră jumătate de oră, 15-20 de minute au trecut, bă, și văd pe Digisport primul articol de sus. Digisport este prima publicație care a mușcat-o și a mușcat-o bine, tată, uitați-vă și voi, hai să citim împreună. Cel mai spectaculos transfer al anului în Superliga. Dublul câștigător al UCL cu Real Madrid semnează. Va fi anunțat oficial. Deci uitați-vă, dacă am zis eu că e dublu UCL, așa au început și ei, dublu UCL. Articolul este scris de Digisport. Și spune, Dinamo a realizat 5 transferuri, bla 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 bla, dar acum sunt pe cale să dea lovitura. Asta era, să dea câinii lovitura. Hese Rodriguez la Dinamo. După ce au infirmat zvonurile privind transferul lui Andrei Aiu, 34 de ani, cei de la Dinamo sunt gata totuși să aducă un nume mare în Superliga. Este vorba de Hese Rodriguez, 30 de ani, dublu câștigător al UEFA Champions League cu Real Madrid, anunță jurnalistul turc Cetin Emre. Bă! Jurnalistul turc Cetin Emre. Potrivit acestuia, Hese va semna un contract valabil până la finalul sezonului. Ibericul ar fi convins de prietenul său Gorka la Rusea, mijlocașul câinilor. Și după aia, ar trebui să fie anunțat oficial următoarele 24 de ore. Va călători alături de familia sa, că aici am uitat să vă spun. Eu am dat și un reply ca să pară mai veridic, să pară că trebuie să se grăbească jurnalistul să posteze că pierde articolul. Am dat un reply la tweet-ul meu și se pune acum pe ecran, în care am zis, va fi anunțat în următoarele 24 de ore, el acum trevăluiește către România cu familia lui. Bun, după aia, liber de contract după ce s-a despărțit de brazilienii de la Coritiba, cariera lui Hese Rodriguez a urmat o pantă descendentă în ultimii ani. Dacă în 2014 era valoarea la 15 milioane de euro, la Transfermarkt acum este cotat doar cu 900 de mii. Și pe aia începe ou. Ar fi a 10-a echipă din cariera lui, după aia și aia. Conform sursei menționate anterior, spaniolul va ajunge în țara noastră alături de Aura Ruiz, soția sa. Bă, n-am zis asta. Am zis familia sa. Dar eu n-am menționat numele nevestii, nu știam cum o cheamă, what the fuck. Bun, a băgat și Digi un pic de la ea, ca asta e ideea. La fiecare reciclare aș trei, mai bagă fiecare un pic din ea. Dar hai să continuăm. Ia uitați-vă. Asta era de fapt unde voiam să ajungem. Deci eu cred că toți jurnaliștii de la publicația asta au un folder și dau când apare o știre de asta, control F, Hese. Și caut acolo, uite, bă, ce nevastă are, hai să o punem și pe asta. Că, la urmă, despre asta era vorba, că cine e interesat de Dinamo sau de Hese,
mintea lor, toată lumea vrea să vadă pe nevastă sa în bikini. Și ia uite, conform sunt se menționate nu știu ce, nunta lui Jesse Rodriguez a costat 600.000 de euro. Poze cu nevasta dezbrăcată și acum se vorbește 5 rânduri că s-a vorbit despre transfer, despre nunta lui din nu știu ce an care a costat 500.000 de euro. Păi bă, cred că a costat și a lui Cristi Manea cu doamna Irina. Dar, mergem mai departe. Au postat băieții noștri și pe Facebook, frate, au postat pe toate platformele posibile și imposibile, toate publicațiile din lume. Ce să zici? Au comentat și oameni pe aici, dar reacția nu era chiar una de bucurie totală, mai mult de curiozitate decât de entuziasm că vine dublu câștigător UCL la Dinamo. Și după asta era nevoie. Era nevoie de una, bă, o publicație să o muște, că după aia toate mergeau una după alta și mai adăugau fiecare câte ceva în poveste. Și după Digi, cine a urmat alt, cine altcineva decât cei mai profesioniști oameni, pro-sportul, tată. Pro-sportul a mușcat-o numărul 2 la 36 de minute distanță de Digi, deci a luat un pic să verifice sursa pe domnul Emre Cetin. Și hai să vedem ce, hai să vă arăt ce zice și pro-sportul. Transfer ireal în Superliga. Fotbalistul care a câștigat de două ori Liga Campionilor cu Real Madrid e la un pas să semneze cu Dinamo. În actuala fereastră de mercato din Superliga s-ar putea materializa un transfer ireal pentru nivelul fotbalului românesc, potrivit ultimelor informații din presa internațională. Este 30 de ani, fotbalistul care a câștigat de două ori Liga Campionilor cu Real Madrid e la un pas să semneze cu Dinamo. Deci vedeți, dacă eu care zic articolul, zic tot ce știu despre Hesse este că a câștigat de două ori Real Madrid, atâta o să scrie și lumea despre el. Atât. Și uitați ce am mai zis aici ProSport. În actuala fereastră de mercato din Superliga s-ar putea materializa un transfer ireal pentru nivelul fotbalului românesc. Și Hesse 30 de ani, nu știu ce, nu știu ce, și uite, încă o dată, aceeași transfer ireal în Superliga, anunțat de, de un jurnalist turc de la Bein Sports, între ghilimele, nu prea știu de ce. Hesse, fotbalistul care a câștigat de două ori Liga Campionilor, a șaptea oară menționăm că a câștigat de două ori Liga Campionilor, și uitați ce spune mai jos, cel puțin asta susține un jurnalist turc pe nume Cetin Emre, care este colaborator la celebra publicație Bein Sports, conform profilului de Twitter unde a lansat informația momentului. Bă, frate, părerea mea este că nu este un colac de salvare să zici, așa zice omul ăsta, pentru că tu ai postat titlul din care se înțelege că tu ne zici nouă asta și pe aia spui, așa a zis turcul ăsta, Cetin Emre, care cică lucrează pe acolo, bă, nu, verifică alea și dacă ți se confirmă că e adevărat, zi da, domnule, asta s-a întâmplat și ești tare, nu te ascunde în spatele informațiilor de genul că e urât față de noi cititorii. Cred că s-a oprit aici ProSportul, nu? Bă, ProSport a publicat vreo 4 articole numai despre Hesse în ziua asta și uitați-l pe al doilea. Cel care ar trebui să fie noul superstar de la Dinamo a fost dat afară de PSG după un scandal sexual de amplare. Fotbalistul și-a înșelat partenera prezentatoarea TV cu prietena acesteia, un manechin celebru. Deci ca să înțelegeți, prima știre la 12.00 despre Hesse, la 12.05 era postat deja un scandal sexual, că asta e, dacă zici sex, femei, țâțe, buci, vinde articolul, frate, vinde. Rău, rău de tot. Ca de obicei cum ne-a obișnuit presa românească, niște articole cu doamna în niște bikini extrem, extrem de subțiri, ne-a citat din nou, ar trebui să fie anunțat oficial în următoare 24 de ore, va călători alături de familie în România. Se arată pe contul respectiv de Twitter, care pare să fi fost înregistrat pe platforma de socializare în ianuarie 2024, deci foarte recent, deci vedeți? Ăsta e articolul 2 ca idee, în primul n-au zis nimic că contul ar fi suspect, dar a început să le pută un pic situația, s-au prins că s-ar putea să facă triple down degeaba și au început să zice așa, să zic așa, bă, voi credeți dacă vreți, noi vă zicem că e un pic suspect, noi vă zicem, dar credeți pe barba voastră. Păi nu mă, frate, așa, la articolul 7 mi zici că s-ar putea să fie ciudată situația. Zin din prima, când știi că e bine, nu mă face capul prost. Din nou, alt articol cu ProSport cu doamna noastră, la fel. Îmbrăcată sumar, cine este și cât de bine arată. Dar aici nu mai menționează de Dinamo la început, menționează așa pe la final, uite, femeia a încercat să-l calce cu mașina pe fotbalistul care s-ar afla în negocieri avansate cu Dinamo. S-ar afla, adică noi doar voiam să vă arătăm știrea asta pentru că era super recentă și interesantă și nu știam cum să o legăm într-un context decât că s-ar afla Hesse în negocieri cu Dinamo. Bă, rușine, rușinică. Și nu puteam să vorbim de ProSport dacă nu vorbim de influencerul jurnalist Alin Grigore, care a făcut un TikTok de un minut despre Hesse la Dinamo, în care editează, face tranziții, pune efecte, adică omul a muncit și era și în mașină, adică se vede, omul s-a oprit de unde mergea, mergea la Carrefour, Orhidea, să-și ia hârtie igienică și șervețele de bucătărie și a tras în parcare, a stat două ore cu geaca pe el, era încins tot, dar trebuia neapărat să atace știrea momentului Hesse la Dinamo. Și e tare că o atacă, analizează toate părțile, ce, cum, dacă se potrivește, dacă îi place în România, vorbește și el de prietenul lui Hefte, la Rusea, care l-a adus pe Hesse în România, vorbește de toate astea și la final zice așa, 5 secunde abia să se audă. Oricum, eu nu cred că e adevărat, că nu poți să verifici sursa, dar credeți voi de cuvință. Din nou, aceeași schemă mișelească. Continuăm cu altă publicație respectabilă, GSP-ul tată, care și
știm prin scrinuri, se vede că este în anul centenarului, cum e și Rapidulețul. GSP-ul a mușcat-o numărul 3 în România, au mușcat-o prima oară bine de tot, bine de tot, după dar cum să vă zic, au zis, hei, ăsta, cel mai bomb anului în fotbal românesc, Hesse, fostul jucător al lui Real Madrid, toate cele, și după aia au editat Rapid și au zis, noi l-am sunat pe Andrei Nicolaescu și el ne-a zis că el nu știe despre așa ceva, deci voi credeți din nou de cuvință. Ce este foarte tare este că articolul a rămas, bine mersi, titlul ca de obicei te păcălește, ia uitați, un alt nume mare e vehiculat la Dinamo, nu știu ce, nu știu cum, asta e, și dacă citeai articolul, nu mai am articolul, că mi-a fost lene să fac 500 de prescriuri, iertați-mă, bă, scria atâta despre Hesse și despre cum s-ar potrivi la Dinamo și cum prietenul său din copilărie la Rusea l-a adus și undeva mic o propoziție așa între două idei era aruncat și faptul, l-am sunat pe Andrei Nicolaescu să ne confirme informația și a zis că el nu știe despre așa ceva. Asta ca idee, adică tu știi că știrea asta putea rahat, știi, dar pentru că trebuie să umpli golul și să ne livrezi tuturor rahat, nu o dai mai departe și menționezi așa doar pentru conștiința ta un rând undeva într-o doară. Mă rog, au ascuns articolul ăsta sau ceva, că îl găsești dacă cauți, dacă dai click pe link, dar nu mai apare în search, și dar a rămas în continuare pe GSP articolul care este pe Prima Sport, că asta e următoarea publicație care a mușcat-o, Prima Sport. Păcate, domnul consul, ar fi foarte supărat dacă ar face fac colegii săi. Prima Sport a fost mult mai inventivă decât colegele sale, GSP și Pro Sport și Digi, care au folosit în general poze cu el la Real Madrid, fie cu Bale, fie cu Ronaldo, fie cu mai mulți, au folosit o poză cu PSG, cu Hesse la PSG și uitați cum au menționat. Bomba anului în fotbal românesc. Hesse, fostul jucător la Real Madrid și PSG, dacă ai căutat poză cu PSG, nu mai mergea să scrie doar Real Madrid și să aibă sens, pui și PSG, semnează cu o formație din Superliga, deci voi vedeți. Nu este s-ar putea să semneze, nu e poate semna, nu este noi credem că nici măcar asta, adică conștiința este 3 metri sub pământ, este Hesse semnează cu o formație din Superliga. Asta e propoziția. Eu mănânc rahat, Hesse semnează. Amândouă propozițiile arată o acțiune prezentă, pozitivă, se întâmplă cu certitudine maximă, că nu vorbim de dacă și cu parcă. Prima Sport, mulțumim Prima Sport. Pe lângă asta a mai publicat și Playtech, nu știu exact ce este, aparent este un site de știri generale, alt articol despre Hesse de la Real Madrid. Dinamo vrea să dea lovitura cu un dublu câștigător al Ligii Campionilor cu Real Madrid. Cine este fotbalistul? N-au zis că se întâmplă, au zis că Dinamo ar vrea, din nou, Dinamo ar vrea, este o afirmație falsă, pentru că Dinamo nu voia nimic, pentru că eu eram Emre Cetin care am scos știrea din dos. Dar mă rog, mai cinstit un pic modul de exprimare al domnului de la Playtech. Am mai găsit acest site de știri, nu știu, No Go Romania, nu-mi dau seama ce-i cu el și îmi pare rău dacă ofensez sau ceva. Hesse Rodriguez de la Real Madrid la un start fresh în România cu Dinamo Bucarest. Și domnii, bun, încă unii bifați. Hai să citim împreună ultimul paragraf de pe ăsta, No Go Romania, că bă, îți vine să plângeți, dă o lacrimă, mă jur. Just when it seemed his career might have reached its twilight, a lifeline came from his friend Gorg Larusea, who plays for Dinamo Bucharest. Adică atunci când părea că cariera sa este gata de final să apună, un colac de salvare a venit de la prietenul său, Gorg Larusea, care joacă la Dinamo București. The opportunity in Romania could be Hesse's chance to prove that his football story is far from over and that beneath the winner of a music-loving footballer lies the unlimited talent that once dazzled at the Santiago Bernabeu, mamă. Asta nici nu mai traduc, că sunt prea multe metafore, dar, bă, prietenul lui a aruncat un colac de salvare. Hai de capul meu, Gorka Larusea, care se judecă cu Dinamo să-i dea banii, să-l lase liber, să ceva. Dar a recomandat, bă, eu am probleme cu ei, dar tu du-te, frate, că-ți băieți cum se cade, plătesc la timp, pe mine nu, dar pe restul cu toți ceilalți este ok. Și bomboana de pe colivă sau cireașa de pe tor, cum vă place, transfermarket.com l-a dat pe Hesse la Dinamo.com, nu .ro, să zici că e bășcălia noastră internă, l-a dat pe Hesse la Dinamo, 95% gata. Băi, eu mă întreb dacă se făcea 100% la probabilitatea ăla din dreapta, ce se întâmpla, frate, venea Hesse, îl luau ăștia pe sus, îl luau cu duba de poliție pe Hesse, legau la spate și îl aduceau la Dinamo în groapă, bro, Parcul de Triumf. Și aici discuta lumea și era un domn undeva prin comentarii care era un pic mai corect și spunea, bă, tweet-ul ăla e postat de un turc care și-a făcut cont astăzi, nu vreți voi să avem un pic grijă în ce credem și ce nu credem, așa, ca idee. Dar și Transfer Market, mulțumim frumos, jos, mă, aici e un fel de forum de discuții, dar pentru masa mare și mai în special pentru jurnaliști a fost destul cât s-o dea și ei mai departe tuturor. Nu mai zic de pagini de Instagram, acum îmi pare rău de domnul din tribună pe care îl postez doar pe el, pentru că el e cel mai relevant dintre toți ăștia, oamenii de fac edituri, foto, video,
video cu știri reciclate. I-am scris lui în privat să facă și el o postare, că vezi, doamne, vreau să-mi pun pe fundal să închipă un TikTok. După aia i-am zis că nu mai e nevoie, că m-am simțit prost, că voiam să-l fentez ca să mă ajute să-mi cresc articolul. Nu mai aveam nevoie să-mi facă el, că eu când i-am scris, când mi-a răspuns el, deja eram pus pe Digisport, GSP și ProSport de 2 ore. Dar a postat și el și cumva faptul că a postat el, cum să vă zic, mi-a validat video-ul și ideea și tot ce vreau să fac, pentru că după aia toate paginile alea, Câini până la moarte, Dinamo 48 fanpage, Costin Amzăr, Fanzone, toate astea m-au postat pe mine fără niciun fel de problemă, cum îl aduc eu pe Hese la Dinamo. Mă rog eu, Emre Cetin. Ce m-a șocat, în schimb, este cum o fi ajuns, frate, prostia asta de articol scrisă de Emre Cetin în presa internațională. Mă rog, fiecare pădure presupun că are uscăturile ei, noi probabil avem doar uscături sau maxim stuf de baltă prin pădurea noastră, dar ia uitați. Estadio Deportivo, asta l-am tradus eu Google Translate din spaniol în engleză, dar scurt pe doi vă zic ce se spunea, că Hesse și-ar putea relansa cariera în Europa de Est la un club istoric care a căzut în disperare, Dinamo București, și spuneau că au spus și ei tot acolo mai jos, că l-aduce Gorka la Rusea, prietenul său din copilărie, bă, toată distracția, deci oricum, la Rusea cred că a sughițat zilele astea când a sughițat toată viața lui. De asemenea, la fel, mai șocant că să zici că ăla era un site spaniol, Hesse este spaniol, deci are sens, m-a postat tată și un site din Portugalia care se numește Bola na Rede, nu știu cum să citi exact, dar ia uitați ce spun și ei. Pe ăsta l-am mai tradus ca să vedeți, să nu spuneți că fac eu fake pe aici, că photoshopez pe aici, că aș avea astfel de skill-uri, că mi-e meditează Robert Alexoaide pe Instagram, îl pup cu ocazia asta. La fel și ei. Hesse își relansează cariera în Europa de Est. Bravo, tată, și portughezi și spanioli, bă, latin ca noi. Noi suntem iberico, latino, slavi, daci, traci. Asta este ideea, deci are sens să ne regăsim în comportament unii cu alții. Băi, și cam astea au fost publicate, deja să facem un rezumat. Digisport, care a dat și startul și le mulțumim cu ocazia asta. ProSport, 4 articole numărate, deci 5. GSP 1, Prima Sport 1, Playtech 1, No Go Romania, nu știu ce, Ziare.com, care n-a mai stat să vă pun că era copy-paste pe Prima Sport, 10, spaniolul și portughezul 12 articole diferite publicate de la porcăria asta care mi-a trecut mie prin cap cu Emre Cetin. Mă, dacă e un Emre Cetin pe lumea asta, îmi pare rău dacă ți-am dus numele în derizoriu, mai ales omul care i-am furat poza, scuză-mă, te pup, te iubesc pe viață, plus 10 de fanpage-uri și toate astea. Ce am vrut eu să fac cu asta? Ca să, aici este important să ajungem, să nu mă înjurați. Scopul meu nu a fost să-mi bat joc de sufarea dinamovistă, de peluza PCH, DDB, de ce înseamnă Dinamo, ce înseamnă culorile astea, de disperarea fanilor care vor să salveze echipa de la retrogradare. Scopul meu a fost să testez presa din România, dacă verifică sursa, informațiile pe care le primesc, orice, dacă își dau interesul un 10% la jobul lor și dacă le pasă cu adevărat de fenomenul ăsta de care își bat joc de zi de zi, numit fotbal, cât să nu arunce cu lături în el. Și, după părerea mea, testul a fost picat. Adică, da, există publicații care nu s-au băgat deloc, dar I Am Sport, Play Sport, Fanatic, care, mă scuzați, I Am Sport, să zici că mai e cum mai e, Play Sport e mititică, Fanatic aruncă lături noi 24-7 tun, agheu, așa aruncă domnul Horia Ivanovici, noi toată ziua. Bă, una peste alta, cum am zis, m-am distrat foarte mult să fac asta, cu un 10% în plus de efort puteai să mergi cu ea să te pe 3 zile. Eu n-am vrut să fac cont de acum o lună ca să-i testez mâine, voiam să fie acum cât e cald să ne distrăm. V-am pupat, sper că n-a fost prea serios conținutul. Dacă vă place ce fac, băgați un like, un subscribe, un ale, clonțopele, știți voi, sănătate, numai bine! Da!